probleme cu accidentările și în celelalte două finale. David Lupu, care ar fi trebuit să lupte în finală cu Răzvan Ghiță, s-a accidentat. Același lucru s-a întâmplat și cu Marian Catrin, care trebuia să-l înfrunte în cealaltă finală pe Leonid Caciuc. În aceste condiții, Răzvan Ghiță și Leonid Caciuc sunt calificați în gala finală, care va fi programată peste aproximativ o lună. Însă, din respect pentru dumneavoastră, cei doi sportivi au acceptat să lupte între ei în această seară. Indiferent de rezultat, repet, amândoi merg în gala finală. În colțul albastru îl avem pe sportivul care a ajuns aici, obținând victoria prin abandonul adversarului în repriza a doua. Este cel care l-a învins pe Daniel Terheș. În colțul albastru, bucureșteanul Răzvan Ghiță! Adversarul său s-a calificat după o victorie la puncte contra lui Mihai Șandro. În colțul roșu, din Basarabia, Leonid Caciu, colțul roșu. Atenți la cap, când a zis stop, stop. Da? Vă rog. Colte.
Haide, haide, haide. Câștigătorii produselor GNC sunt următorii: Cristian Földeș, Cristian Ștefan Sebastian și Cosmin Nicușor Ilioni. Sunteți așteptați la... Pasă înapoi, nu, da? Nu te împingi eu. Le văd, nu sunt eu. Hai!
Dă-i drum, dă-i drum! Dă-i drum! Haide, lucrează aproape, lucrează! Până la decizie, vă atrag atenția că următorul eveniment de amploare de acest tip va avea loc la Cluj pe 12 mai, Super Combat Oficial, care va fi transmisă și dincolo de hotarele Europei. Învingător la puncte, decizie în unanimitate, coțul albastru, Răzvan Ghiță! Premiera este făcută de domnul Lucian Jorza, reprezentant al Millennium Shopping.